Bună seara și bine v-am găsit la noua ediție Invitațiului Dobrater. Dacă până acum, în fața dumneavoastră, veneam cu povești despre viață, acum cred că e cea mai tare poveste despre viață despre care vorbim, pentru că acest om se ocupă de oamenii care, din păcate, au plecat dintre noi. Asta este Claudiu Cotârlă. Bună seara și mă bucur că ai venit alături de mine în seara asta, de Răzvan, de doamna. Suntem aici cu public. Bună seara și bine v-am găsit. Cu drag, vii de la Reghin, te ocupi de pompe funebre, da? Și vreau să povestim puțin despre acest domeniu de care lumea se cam ferește. Din câte am văzut acum, sincer, în momentul în care treci pe lângă un magazin plin de sicrie, întorci un pic cap, așa nu-ți vine să te uiți, cu toate că era un slogan la un magazin de pompe funebre: vrei, nu vrei, tot la noi ajungi. Cine este Claudiu Cotârlă? Este o persoană ca oricare persoană din care locuiește în Reghin. Persoană simplă. Cum ai ales să te ocupi de domeniul de pompe funebre, să lucrezi cu cei care nu mai sunt și nu ai ales să lucrezi cu cei care sunt? Adică să înțeleg că pe tine la locul de muncă nu te deranjează nimeni. Nu te contrazice clientul, ești... Nu se întoarce înapoi, nu poate să zică că e nemulțumit. Deci, am ales domeniul ăsta, să zic așa, înainte de pandemie, de COVID. Părinții mei se ocupă de mulți ani cu coroane, cu aranjamente florale, cu de toate, și cu mâzarea de sicrie, cu ani în urmă, cu mormântări de la A la Z. Și fratele meu, care se ocupă și el, într-o seară mi-a zis: de ce nu vrei să lucrezi cu noi? Eu aveam un serviciu, lucram cu tractări auto, aveam mașini dispecerate naționale. Și am zis, hai să vin, să încerc și asta, că le-am cam încercat pe toate. Hai să încerc și asta. Eu aveam frică de morți. Deci și frică, și teamă, și așa, ca un fel de scârbă, de nu puneam mâna pe nimic, ca de șerpi. O să intervin și eu un pic. Eu aproape un an am lucrat la o clinică și am avut ocazia să am două cadavre în față. Și am zis în viața mea, nu vreau să lucrez cu oameni vii care beau, mănâncă și dansează. Punct. Și am început să lucrez. La început a fost așa ca un horror pentru mine, pentru că eu... De câte ori închideai ochii când... Nu, ochii nu închideam. Dar ce închideai? Ce făceai? Cum? Păi, dacă a fost horror, cum? Adică horror în sensul... Construiam în mintea mea automat o istorie despre respectivă sau ceva și ziceam că așa trebuie să se întâmple și cineva trebuie să aibă grijă de el. Adică acum cineva trebuie să pună mâna pe el. Cred că stai și te gândești, acea persoană era dragă cuiva cu 5 minute înainte. Era mamă, tată, soț, soție sau ce era copil. În spital la fel, dacă era întubat de o lună de zile sau două luni de zile, deci tu mergeai, schimbai perfuziile sau ce schimbai, ce făceai, deci doar că nu sufla. Acum, dintr-o dată, vezi, Doamne, cuvântul, că a murit, nu mai pui mâna pe el, ți scârbă, ți frică, că îl visezi noaptea, că vine noaptea. Ai visat? Nu am visat. Niciodată? Nu. Nu am visat decedații cu care eu am lucrat. Decedații cu care vei lucra? Da, cei care au lucrat cu mine. În domeniul ăsta, multă lume merge cu mine, dar cam de obicei cam tot singur mă întorc. Vreau să ciocnim un pahar de vin pentru cei care sunt, pentru că trebuie să ne bucurăm. Doamne, și ajută. Pentru cei care nu sunt, Dumnezeu să-i odinească. Asta vreau să zic, și Dumnezeu să-i odinească pentru cei care nu sunt. Mulțumim Winebox, că este alături de noi și în 2023 și de astăzi, pentru că Răzvan, tot am băut, trebuie să mai și mâncăm, și prietenii noștri de la Mezerurile Benedec, care au o fabrică
au 20 de magazine de prezentare, au 2500 de clienți, sunt prezenți în 9 județe, de astăzi sunt colaboratorii lui, invitații lui Dobrater și mă bucur pentru asta, drept urmare o să și ciugulim ceva și ceva bun, că e din secuime. Pot să colaboreze și cu noi, sau noi cu ei. Lasă că tu stai bine unde stai, ei sunt bine unde sunt. Nu le încurcăm. Cu tine nu prea vrea nimeni. Nimeni nu vrea să colaboreze cu tine. Dar din poate... păcate se ajunge să colaboreze. Deci toată lumea fuge. Știi cum? Eu am alt slogan. De mine fugi, dar nu poți scăpa niciodată. Acum, știi deci cum e? Fugi cât vrei tu. De tine ca de persoană mine, poate de, să scapi, da. Dar de domeniu, într-adevăr. De domeniu. Acum, deci... păi bun, acum dacă stăm să o luăm așa, citisem la sfârșitul anului, că în America, sau mai exact în New York, decedații au voie să aleagă dacă vor să devină compost. Deci, uite că vine concurența. Uite că ai adus vorba unde am făcut eu școala în Barcelona. Cât timp ai făcut școală? Deci noi am fost înscriși la școală de mai mult timp și ne-am prezentat ultima săptămână la practică, examene și așa mai departe. Așa era. Școala s-a făcut online? Sau ai fost fizic în Barcelona? Deci fizic am fost. Uh-huh. Fizic, am fost acolo, dus. Uh-huh. Mergeam la muncă, în fiecare dimineață ne trezeam, mergeam, lucram. Ne zicea, lucrați pe cadavrele alea, îi faceți cu un decan care era cu noi, cu un profesor. Lucram frumos. Frumos zic eu, că acum e frumos. Atunci a fost un pic așa. Prima dată să vezi un cadavru în fața ta. Sensul că să-l vezi crăpat, să-l vezi tăiat. Prima noastră lucrare pe un decedat a fost din interior spre exterior, să înțelegem modul de a lucra. Deci noi acum lucrăm din exterior spre interior, dar atunci am avut posibilitatea, un decedat, un băiat de 38 de ani, mi l-a dat să lucrăm pe el. Și acolo, ca aia ziceam, fac o paranteză, se întreabă clienții înainte, când sunt pe patul de moarte, și semnează dacă vor să li se doneze ochii, gura, adică limba, sau... Pentru ce? Pentru studii. A, pentru studii. Da. Am avut caz unde am lucrat pe o femeie care nu avea nici limba, nici ochii. No, asta e horror. I-a spus ochelari de soare. Și da și nu. Nu, i-am construit ochii. Deci, sunt niște... de plastic, niște suporți care... Da, bine, că oricum e cu ochii închiși, adică... Bun, e cu ochii închiși, dar problema este că se vede forma ochiului, trebuie să fie forma ochiului. Pui două mici de ping. Dar în orice domeniu pui două mici de ping pong acolo și... și desenez cu carioca neagră. Cum, care a fost cea mai ciudată experiență pe care ai avut-o în domeniul tău? Cea mai ciudată, sunt mai multe ciudate, dar la mine niciun, să zic așa, niciun mormântare sau niciun decedat nu seamănă unul cu altul. Fiecare are ciudățenile lui și fiecare are istoria lui și povestea lui. Nu, spune-mi o poveste. Spune o poveste? Povestea cu mascații, cum îi zic eu, povestea cu mascații. Îmi zice taică-mă, fratele meu era plecat în Italia și zice taică-mă, trebuie să te duci la București să aduci un decedat. Și zic, bun, mă duc. Eu am șofer, mă duc până la București, ăla mă încarcă ca o cutie de pantofi și vin înapoi. Iau un verișor de-a meu și zice, mergeți la București, acolo vă așteaptă fiul decedatului, mergeți la morgă, frumos, îl încărcați, îl puneți în sicriu și veniți cu el la reghe. Zic și făcut, ajungem în București, frumos, ajungem, găsim morga, tot. Parcă acum îl văd în fața ochilor, am deschis porbajul la mașină, am scos un pic sicriu și a ieșit unul așa ca un măcelar, cum erau măcelarii cu din ăla, șuz din ăla de cauciuc, așa, da. Cu sânge pe el, cu de toate, și zice, cine a venit după decedatul cu tare? Noi! Na, luați sicriu și hai dați înăuntru. Și așa m-am uitat la el și am zis, eu? N-am mai pus una pe mult și nu... Atunci a început să-i. Nu, atunci încă aveam serviciu, lucram în serviciu, doar că nu avea taică-mi un șofer. Ah, ok, bun. M-au trimis pe mine, m-au găsit pe mine. M-au trimis acolo. Ce ai zis? Tu l-ai, Silvie?
până la Tulvai Silve, zic, i-am zis ăla, zic, eu? Nu se pun una pe mână. Păi și eu zis la cine, mă, eu? Am zis, pe mine nu mă interesează, eu închid aici în ea ori bagajul și eu mă duc înapoi la reghi, eu nu mă duc cu, eu nu pun una pe morți la nimeni. Între care ficiorul lui era acolo și zic, uite aici e ficior, s-o să pună el mâna pe mor, nu pun eu mâna pe mortul lor. Și ce-a zis? Ăla nu, că mi-e frică. Aia s-a bucat de râs, când au văzut, no, doctorii s-au bucat de râs. Și zice, no, bine, lasă că îl aranjăm noi. Dați numai sicriu în coace, dar las capa cu jos. I-am dat sicriu frumos, eu mers înăuntru, când au venit afară cu mortul, îți dai seama, l-au aruncat în sicriu și l-au dus afară. No, pune capacul. Eu am zis că nu pun niciun capac, puneți capacul. Eu pus capacul cum l-au pus, eu nu m-am uitat așa la mort. L-am țipat în mașină, l-am aruncat, l-am pus în mașină, sicriu frumos. Am închis repede ușa și taie. Mi-au dat actele. De la spitalul respectiv, către Arcul de Triunf, era șoseaua cu piatră în aia cubică, uh-huh, cum era odată pe la noi și pe aici, prin zone. Ea nu mi-au strâns șuruburile la sicriu. Când mă uit odată în oglindă, sicriul meu, capacul de pe sicriu, deplasat vreo 30 de centimetri, m-am oprit în mijlocul acolo unde era Arcul de Triunf, frumos, și zic către vărul meu, îți dau 5 milioane. Îți dau 5 milioane, te duci jos și pui capacul, pe sicriu și strângi în șuruburi. Stai un pic să râdem. Dacă râdeți-o. El se uită la mine și zice nu. Dar s-a speriat, el era mai speriat ca mine, zice nu. Zic, ascultă, îți dau 10 milioane, te duci frumos, strângi șurubule, capacul tău, zice nu. Îți dau 15 milioane. Te duci și pui capacul, zic, mă, poți să-mi dai toți banii din lume, că eu nu mă duc. Nu, zic, Ibai, zic, ascultă aici ce facem. Deci eram în mijlocul, seama, Arcul de Triunf, acolo, numai noi și taxiul, eram opriți de parte, noi s-a aranjat mortul și s-a uitat la noi. Zic, ascultă aici, hai să facem în felul următor. Ne dăm jos amândoi, ne ducem în spate, ce am și făcut. Ne-am dus așa în spate, la, lângă dubă, și ne țineam așa cum se țin mascații unul de altul când intră la percheziții, știi? Exact așa era, de-aia zic, acțiunea mascații, eu aia o zic. Și stăm amândoi așa și eu făceam acum planul de bătaie și zic, ascultă ce, eu când deschid ușa, sărim amândoi repede în mașină, în dubă și cu curul pe sicriu, dacă mișcă, să nu poată să ridice capacul cu noi. Noi nu știam, n-am mai văzut mort, îți dai seama. Atunci nu te-ai gândit că el a înviat? Nu. Deci îți faci tot felul de iluzii atunci, nu, cum e mortul, cine știe ce, eu, no, ca în filme, vezi că învie morți în filme. Și uite că asta a fost realitate. Da, și am deschis ușa, exact ca mascații. Știi, când te bate la pe umăr, nu acum. Pac, dă-i în dubă, în cur, pe sicriu. Taximetriștii se uitau la noi. Noi cu ușa de pe lateral deschisă, noi în cur, pe sicriu. Și am stat fracțiune câteva secunde să vedem dacă nu mișcă sicriu sau ce. Nu. Ne-a ridicat încetul cu frică și să punem capacul să-l așezăm. El avea pantofii. Nu se îndoiau pantofii, nu puteam pune capacul. Ne-am chinuit acolo, nu vreau să zic cum ne-am chinuit noi acolo, le-am pus, până la urma urmei am pus capacul frumos, l-am strâns cu șuruburi, cu frică, nu i-am dat nici 15 milioane și ne-am dat jos frumos, din dubă, ne-am dus. N-a durat 3-4 km, am uitat, zici că nu eram cu mortul după noi și ne-am dus. Era un soare frumos, cald afară. Ajungem undeva lângă Azuga, la un restaurant, să mâncăm. O grămadă de lume acolo, terasă afară. Nu l-ați și pe colegul dacă... Nu, stai să vezi, așa. O grămadă de lume, terasă afară, frumos. Mașina noastră parcată. Aveam atunci un Vito negru. Taicinul aveam un Vito negru. Stai să-mi trăgea soarele la el. Și parcăm frumos Vito. Mergem pe terasă, cerem de mâncare. Ne aduce de mâncare, ne apucăm, mâncăm, bem. Și odată... Liniște, pe ce auzai furculițele ce sunau pe acolo, pe drață. Odată strig eu, mortul nostru, mă, în soare. Toată lumea s-a uitat la noi, mă. Ne-am și ridicat în clipa aia. Ne-am ridicat în clipa aia și pau către dublă. Să deschidem o ușă sau ceva, știi, să fie un pic de curent de aer, că mortul nostru se prăjea în soare. Fai, capul meu, am fugit repede la dublă, am deschis un pic ușa de pe lateral, așa frumos, și ne-am dus înapoi. Și apoi să vezi tu râsete cu toți aia de pe acolo ce râdeau. Ce aveți? Un mort. Noi cu mortul după noi. Am ajuns
Vai. Într-un final la Reghin. L-am dus la capelă, nu la capelă, că l-am dus la un azil. Acolo și-o zis să-i zice, nu, ați venit, da, nu, luați-l și duceți-l acolo. Noi? Și-l dați aici. Eu aici vi le jos, eu nu mai pun mâna, hai, te rog frumos, că nu știu ce. A, până la mine l-a luat. Zic, mă, am trecut printre atâtea peripeții, hai să-l luăm. Și l-am luat și l-am dus acolo, l-am pus pe masă. Și cu aia pe mine nu m-am mai prins la cărat de morți sau nu m-am mai prins la cărat de nimic. Niciodată? Nu, nu m-am mai prins până am renunțat la service. Am renunțat la service, m-am dat pe pompe funebre. Și acum, dacă tot vreți să vă povestesc tatuajul ăsta... Hai să vorbim un pic despre tatuaj. Să vă povestesc? Uh-huh. Într-o dimineață vine cineva că a murit soțul. De ce trebuie mers la IML la Târgu Mureș? Nu la IML, la Spitalul Mare. Scoateți mortul și îl aduceți la capelă. Veni și-au ales sicriu. Tot ce trebuie pentru mormântare, tot, tot, tot. Și zic, nu, trebuie să veniți acolo, să fie cineva acolo, să recunoască că l-ai decedat. Zice, da, o să fiu eu acolo și unul dintre fii. Ajungem la spital, vine cu mortul, se uită femeia la el. Da, ăsta e soțul meu. A început să plângă, o vin copilul, s-a uitat, da, ăsta e tata. Acum vă zic că pe el îl chema Toderuc, da, un nume, că... Așa. Așa. Ducem la capelă, ajungem la capelă într-o localitate, nu dau nume, îl depunem la capelă, o grămadă de lume pe acolo aștepta, neamul de-a lui să-l vadă, să îl depunem înăuntru și le zic, nu vă supărați, ieșiți 5 minute afară să-l așezăm, că de la transport se mișcă, se un alta, îl așezăm, păi intrați frumos. Bun. Iese-i afară, îl așezăm, îndreptăm în sicriu frumos, tot acolo. Când intră prima femeie înăuntru, un verișoară sau ce era. Când l-am văzut, nu, ăsta nu-i Toderuca nostru. Nu. Și nu, și nu. Deci vorbe din alea. Nu-i Toderuca și nu-i Toderuca. Cum a intrat două babe după aia? Nu el. Și nu el și nu el. Am intrat așa un pic în panică. În panică eu, dar eu ca eu. A intrat familia, soția, copiii tăi. S-au pus toți lângă sicriu așa frumos. Și nu era Toderuca. Și femeia striga în gură mare că nu-i Toderuc, că vin și alți vecini, nu-i și nu-i noi. Și soția? Nu-i. Numai să-ți povestesc. Unul dintre copii, cel care stătea dincolo, zice, nu-i tata. Ăștia lasă dincolo ce zice, e tata, mă. Soția zice, el, măi, Toderuc. Nu și nu, nu și nu și nu și nu. Deci erau doi înși care zicea că e soțul și tata și restul ziceau nu și nu. Început femeia să tremure. Soția, așa de... Soția, da. Da, am intrat, cred că așa, în sevrajul ăla sau... Și zic, stați un pic să ne calmăm. Eu acum știam că nu are buletin și zic, dați-mi un buletin, să ne uităm un buletin. Dar zice una dintre femei de acolo, dar nu avem buletinul. Zic, mă, bun, stați să ne calmăm. Hai, ieșiți toți afară, să stăm un pic să discutăm aici cu familia. O ieșit ăia afară, noi am discutat cu familia nimica. O intrat tăți înăuntru, iar noi și noi. Și îmi vine mie odată și zic, bă, stați așa un pic. Îl cunoașteți bine pe tata vostru, da. Știți care semne, care una alta, da, știm. No, îl dăm jos frumos, îl dezbrăcăm, îl îmbrăcăm încă o dată, să vedem dacă într-adevăr e, no? Nu dădea, ca și imagine, nu dădeau ei urât că au greșit mortul, că doar au fost și l-o, dădea firma de pompe funebre. Zicea, cine a dus? Cotârlă. Cotârlă l-a dus, l-a greșit, tam-tam ieșe. Zice unul dintre copii, mă, tata are un tatuaj aici. Zice, tata are un tatuaj aici. Bă, nici nu zis de două ori, eu am fost pe mort, i-am desă cu cămașa, i-am ridicat, era înghețat, plin de gheață, frig sau ce era. Cu greu am dat cămașa și am văzut aici un tatuaj, era un cap de femeie cu o inimioară de aia cu săgeată. Și atunci au zis și ăla de dincolo, da, măi, tata. Cu toate că ceilalți încă erau care susțineau că nu el. Deci așa bine arăta persoana respectivă, nu că arăta urât. Băi, tata, vostru, da. Atunci s-o calma și femeia. S-o calma spiritele, am depus frumos tot ce a fost acolo. Când m-am urcat în mașină, omul care era cu mine, am luat telefonul și aveam tatuajul ăsta, l-aveam pe telefon, salvat. Și am zis, tatuajul ăsta, da. No, ăsta mi-l fac aici pe mână. Și o să, ce mă, ai nebunit? Nu mă. Să mă recunosc? Da, e un punct. Zic, bă, cine știți ce se întâmplă, nu? Zbor cu avionul, mor, caz, ars. Dacă zbor cu avionul Claudiu și caz, stai tu liniștit că nimeni nu mai vede tot așa. Îți rămâne o mână agățată de aripă pe acolo, să zic că da, asta e mâna lui ăla.
El. Și așa m-am dus la vreo două zile și mi-am făcut tatuajul. Așa durere am răbdat, dar zis, bă, totuși merită. Să fiu recunoscut. Da, să fiu recunoscut. Și mi-am făcut la 42 de ani, 41 de ani. Am avut 2 ani. Zise doamna, care doamna știe, da, tot, că la noi la bărbați să știți, da, că dacă doamnele n-ar fi, nu știu ce s-ar întâmpla. Și mi-a făcut tatuajul. Dacă vrei poți să guști. Să știi că arată foarte bine. Zic că ori mâncăm, ori nu mâncăm. Nu, gustăm. Că îi... Putem gusta, nu? Uh-huh. Răzvane... Nu, Răzvan nu are voie. Crede-mă că e bun. Te cred, că oricum... Răzvan nu are voie. Oricum de 4 ore mă face să mă uit la platoul ăla și nu mă lasă să mănânc, că e pentru filmare. Nu, e pentru noi. E bun, Răzvan. Vă cred, pe cuvânt. Foarte bun. Și ăsta e domeniul meu, funeral. Cât de greu e să găsești oameni care să lucreze alături de tine? Adică angajații pe care îi aveți, că aveți angajați, bănesc, da, da, sunt de mult timp alături de voi, odată ce intră în domeniu, mai ies, sunt care vin, stau o zi, două, se sperie, pleacă? Nu, nu, n-am avut așa ceva, deci am avut un băiat, avem doi, de fapt, să zic așa, am avut un băiat care, cum l-am întâmplător, tot așa la un deces, și ăla l-avem și în ziua de astăzi, deci e șofer, este, lucrează cu noi, este ok, este super băiatul. Astăzi, întâmplător, am mai depistat un băiat care venea la noi acasă, mai mătura prin curte, mai un altă. Este de etnie romă, nu e nicio problemă, dar important este că este un băiat civilizat, curat și nu-i frică de nimic. Și astăzi a lucrat cu mine, a lucrat. I-am arătat ce lucrez eu frumos, dacă vrea să vină în echipă. Și o să vină și în echipa noastră. Și așa mai formăm încă o echipă. Cotârlă S. Ce să fie? S-clase. S, nu clase, că le-s mașini. Cum, bun, ai început de aproape 3 ani. Da. Nu? Da. Putem în 2023, ianuarie, da, în martie a debutat pandemia 2020, dar tu cam atunci ai... Atunci am intrat eu, deci taică meu și fratele meu lucra. Da, tu când ai mers la București era înainte să... Da, aveam serviciu și tractări auto. Ai renunțat la servici și la tractări? Da, da, da. De ce? Se câștigă mai mult, sincer? Nu, problema este că foarte greu este cu mecanicii. Foarte, foarte greu cu mecanicii. Pe lângă mecanici mai este un minus piesele de prostă calitate. Și mai este un minus clienții. Care îți vii? Atunci care... Orice client care, da, care îți vii, problemă cu ei. Atunci vine și... Știi cum e vorba românului? Se dă cu gurul de pământ, numai să-i faci mașina și cât e mai ieftin, că așa o vinde și nu o ține și nu știu ce. Și alege piesa cea mai ieftină și cea mai prostă. O durează o lună de zile, vine înapoi cu urlete, strigăte, că i s-a stricat piesa, că ce piesă i-a spus, că mecanicii s-a așa și așa mai departe. Când îi explici, uite-mă ce ai zis atunci, nu e adevărat că tu nu mi-ai zis. Și ăștia, în timp s-au acumulat și am renunțat. Deci nu-ți pare rău că... Nu, nu, nu. Îmi pare rău că trebuie de la început să renunț la ei. Deci asta e un domeniu în care mie îmi place ce fac. Ai făcut cursuri de specializare. Da, da, fără să vreau. Cum adică? Așa bine. Cum ai făcut cursuri fără să vrei? Problema este că eu tot mai discutam cu cineva, cine a mai făcut în țară cursuri, s-au blocat cursurile din motive că nu erau autorizați, acreditați doctorii de aici și nici nu aveam ca și meserie tanatopractor în România. Era autopsiar, dar autopsiar e autopsiar și tanatopractor e tanatopractor. Ai înțeles? Ne explică Claudiu acum ce e ăla. Da. Să vă explic. Decapotabil. Da, decapotabil. Vă decapotez. Ba nu, că noi te credem deci, pe cuvânt. Deci genul vă decapotez. Tanatopraxia este, să zic așa, ceva de înfrumusețare, de conservare, de păstrare,
Și sunt, eu am învățat că prin tanatopraxie sunt ultimele clipe care trebuie să fie frumoase în preajma deceratului. Eu n-am înțeles să punem mezi la școală. Bă, mortul e mort, îl țâpi în sicriu, Dumnezeu să-l odinească. Nu-i chiar așa. Dacă e urât, am pus capacul și la revedere. Să știm noi așa cum era. Nu-i așa. Deci eu am observat că la un decedat trebuie să-i dai mai mare atenție. Adică decedatul ăla trebuie să fie cumva în fața familiei ca și cum a fost viu. Sunt ultimele două nopți, trei zile care familia stă cu el. Trebuie să fie nu plăcut, e că la nimeni nu-i plăcut, dar nici să nu fugi de lângă sicriu, că miroase sau ceva. Trebuie să fie frumos, să stai lângă. Se mai folosește formol și nu, chestii nu. Care se foloseau? Nu, nu se mai folosește formol, se folosește biocid, sunt niște substanțe care sunt pe piață acum. Depinde de ce tip de substanțe, depinde și de ce datul, ce tip de bol a avut sau... În ce măsură contează până la urmă? Adică tratamentul care se aplică după? Dacă nu se mai... Înainte era formol și atât. Da, acum nu se mai folosește. Nu se mai folosește, e interzis. Că nu vreau să-l folosesc. A, interzis? E interzis, da. Mm-hmm. E interzis prin lege. No, bun, și cine poate prinde pe cineva care folosește formol? Întreb. Păi, hai să-ți explic. Eu o firmă autorizată, am contract pentru biocide. Uh-huh. Contract de biocide ca să cumpăr și am contract pentru deșeurile periculoase, uh-huh, care trebuie și inclusiv peturile care rămân, uh-huh, trebuie, am contract unde le depun, uh-huh, le predau. La biocide nu are acces Bagheion, care până acum, dau un exemplu, mergea și băga 2-3 stiringi de formol în mort. Vezi, doamne, echipurile. Așa se făcea înainte. Nu zic că nu, se făcea, că nu era altă metodă. Acum este altă metodă și nu că este altă metodă, s-a interzis. S-a interzis prin lege. Uh-huh. Pentru că au intrat pe piață cei cu biocidele și bănuiesc că au... Și mai ok, probabil. Da. Tot pe bază de un fel de formol. Uh-huh. Bănuiesc că doar formulul e așa, dar sunt altfel și... Probabil mai îmbunătățit un pic. Da. No, și atunci nu are acces oricine. În cazul în care, dau un exemplu, decidează cineva, mama la cineva e dusă la unul dintre frați, unul dintre copii, nu? Și e bolnavă, cât să știe că e bolnavă. Moare, gata, o pun în sicriu, face formul, o duce la casă. Unul dintre copii se trezește și zice, mă, eu cred că cumnată mea sau cred că frate-mi sau soră mea, eu fi dat mai multă medicamentație că să le rămână lor casa sau să le rămână lor nu știu ce. Și atunci, automat, din vorbele alea, cineva dacă merge și le zice la poliție, se sesizează poliția. Ai avut probleme în care nu, să... Nu, a fost acum, nu de mult, a fost la... lângă Suceava. Uh-huh. Eu luam mortul din capelă. Dacă tu ai suspiciuni, îți ia mortul. Și eu luat mortul și l-a dus la IML. Uh-huh. La IML, ce găsește în el? Formolul lui Bagheion. Și atunci încep. Cine i-a dat formol? De ce l-ați ridicat? De ce? Sunt urme care tu vrei să le ștergi sau urme care tu... Cine știe, poate chiar o murit că i-a dat medicamente mai multe sau ceva și tu i-ai dat formol. Pentru ce? Uh-huh. Și atunci ies mari probleme. Să mulțumim Winebox că ne-a trimis pentru acest episod un Regnorecaș, muscat otonel bestial. Să mulțumim pentru mesajele bune de care am luat o scurtă pauză, recunosc și am năvălit ca niște tătari aici. După cum se vede, s-a cam subțiat platoul. Ce, Florin, luați din spate să nu se vadă. Păi nu, că trebuie să arată frumos. Bine, da. Trebuie să dea bine la cameră, că după aceea îl prăpădim. Oricum, după aceea îl executăm. Da, pe cuvântul meu că e bestial. Jur. Deci ca și parte de mezeluri, tot respectul deci meu. Deci oricum îl iau, dacă mă prindeți, eu fug cu el. Dai tu liniște că ești în vii. Că ești obișnuit că eu te mai prind, da, te prinde. Nu mai prind. Altă întâmplare. Altă întâmplare,
zic așa, cam toate sunt întâmplări, am zis, la mine zi de zi un decedat este o întâmplare. Ai de lucru în fiecare zi? Da, aproape, aproape în fiecare zi. Cu pandemia, cum a fost? A fost, s-a murit. Cu sacii, cu acele mormântări, da, în acea zi, oamenii n-au putut să-și privegheze cel apropiat. Dacă te uiți acum la televizor și vezi că a început cearta, că nu-s bune vaccinurile și... Bun, nu vreau să comentăm și nu vreau să vorbim despre chestia asta. Dau un exemplu, că nu-s bune vaccinurile și morții au fost așa cum au fost și așa mai departe, eu zic că totul a fost o... Nu zic că nu s-a murit. Dar de ceva s-a murit. Pentru că aproape toate cadavrele erau la fel. Moarte. Sau cum? Ca moarte. Erau la fel în ce sens? Umflați, erau toți. Deci unul, din ce cauză nu s-au făcut autopsii? Eu nu știu din ce cauză nu o dat să se facă autopsii. Eu am vorbit cu medic de specialitate care a spus că autopsia nu se face din cauza că dacă persoana respectivă a murit, virusul nu a murit. Nu există. Cert e că a fost, eu l-am avut. Și nu a fost... Și eu am avut, este o gripă, este o răceală. Pentru mine nu a fost ușor, l-am avut, o trecut, în fine, asta este, mă bucur că sunt viu și pot să am o discuție cu tine, vii, amândoi, nu cum ești obișnuit să lucrezi cu clienții tăi, care nu mai vorbesc cu tine. Cum zic eu, așa se face. Da, nu te contrazice nimeni. Nu mă contrazice nimeni. Deci ai de lucru aproape în fiecare zi. Aproape în fiecare zi este de lucru. Deci... Există peste 2-3 zile în care nu este de lucru. Deplasări internaționale ați avut de la Reghin să mergeți să aduceți din... Da, repatrieri. Și aici știu că sunt niște condiții. Da. Adică trebuie să mergi cu mașina cu frigo, nu poți să mergi cu orice mașină și vreau să-ți spun o întâmplare foarte faină. La un moment dat, în Ungaria, o persoană a decedat și a trebuit adusă la Târgu Mureș. S-a dus cineva... În România, nu la Târgu Mureș. S-a dus cineva, nu a avut mașină frigo și s-a mers cu o mașină mică cu un tule. Au ajuns în țara respectivă, au luat persoana în cauză, au pus-o în tule, s-au cazat la hotel și dimineața tule a fost furat. Cu tot cu mor. Cu tot cu... Deci dați seama ce, cei care au furat tule, ce surpriză au avut. Și de asta știu că pot să merg. Dacă au furat unii ca mine, nu au avut surpriză. Adică? Păi ce surpriză? Material didactic. Cu umor, da. Și așa nu caută nimeni. Vorba vine. Problema știți care? Cu frigo. Frigo se cere cel puțin la noi în România. În alte țări, nu? Nu. În Spania nu se cere frigo? Nu. De ce? Nu se cere frigo. De ce? În Spania și nu se cere frigo. De ce se cere în România și nu se cere... Să vă explic de ce. Pentru că Spania, Franța, Italia, toți au metode de conservare a decedatului prin tanatopraxie. Da, prin lege? Păi lege de mult, da. Și odată ce tu pregătești un cadavru ca lumea, cum trebuie pregătit, ei, pentru transportul dintr-o țară în alta, sunt care au niște sarci speciali care se videază. S-a vidat... Poți să-l duci, poți să-l ții în soare, poți să în soare, în dubă. Ce soare? Că nu dă soarele pe el. Că doar că e cal și temperatura. Păi Lazuga acolo, Lazuga, nu dădea soarele pe el. Da, dar... Dar nu știai tu. Da, era... Dar... Dizăprăjește mortul! Doar la noi se cere frigo în mașină. Doar la noi în România, zic. Eu n-am văzut. Vin mașini, cumpără mașină din Italia și nu are frigider. Mașini limuzinele alea, care se plimbă morții, care zice... Trebuie să mor să te plimbi cu limuzinele. Limuzinele nu au frigo. Doar la noi. Ce face frigo? Dar bun, stai mai puțin să înțeleg. Adică dacă tu, de exemplu, acum aduci de la tine, de la firmă și până la cimitire, ești obligat să mergi cu frigo? Nu. 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 Numai dacă faci transport internațional, ești obligat să mergi cu frigo, am înțeles. La noi, dacă faci. Dar dacă te duci, de exemplu, dacă te duci în Germania sau te duci în Franța, te duci unde, nu te obligă nimeni, nu-ți dau mortul că nu ai mașină cu frigider. Deci nu. Aici la noi, e faptul că, vezi, doamne, mă duc eu să-l aduc pe la Timișoara, îți dau un exemplu. Mă duc să-l aduc pe la Timișoara, dar de ori trebuie frigider, dacă nu mi-l face nimeni, dacă nu mi-l aranjează nimeni. Problema este în felul următor. În altă țară, de exemplu în Spania,
unde am lucrat noi, eu am lucrat pe decedat care l-am pregătit pentru a-l duce în altă parte a Spaniei. Dar tanatopraxia s-a făcut exact cum o trebuie să se facă. Și ăla puteai să-l duci, vorba aia, pe capotă, pe decapotată, nu pățea nimic. Tanatopraxie. Tanatopraxie. Bună. Faci și la reghin acum? Da, da, da. Trebuie să ceri acordul cuiva pentru... Da, da. Eu, pentru fiecare decedat cer acordul DSP-ului. Nu, familiei mă refer. Le explic în mare la familie. Și astăzi am avut un caz, nu dau nume, și astăzi am un caz care au zis, noi vrem să o știm așa cum o știam înainte, nu vrem cum s-a întâmplat, nu vrem să știm. Punem capacul și am zis, lăsați-mă ca să vă arăt ce știu să fac și 100% veți fi încântați când o vedeți și nu veți pune capacul. Pentru că s-a întâmplat de mai multe ori. Că punem capacul și de ambiție l-am făcut și după aceea nu știau cum să zic, hai să mai ținem o zi, hai să mai nu știu ce. Și nu au contat banii că au plătit pentru că l-am aranjat. Și acum... E un cost în plus? E un cost în plus, da. Gratis. Acum ce pot să zic, nu e tocmai o amintire plăcută pentru mine, dar când în urmă cu nu mult timp a decedat bunicul meu și am apelat la serviciile lui Claudiu și am fost foarte mulțumiți și costurile nu sunt atât de mari. Vreau să... Și am fost mulțumiți de serviciile pe care... Vreau să vorbesc de costuri. Știu că este un ajutor de la Casa de Pensii. Da. Acest ajutor acoperă costurile unei mormântări? Da. Dacă nu... Cum zice, dacă nu te întinzi mult, da. Deci pentru o mormântare normală, eu zic că da. Ce înseamnă o mormântare normală? Dacă mergi și dai un sicriu ca tot omul și nu-ți iei un sicriu Boston care costă o grămadă de bani. Ce sicriu? Boston, adică Boston. Model american, din la în două capace ce se ridică sau vezi cu foițe de aur sau cu argint. Sau pe bune? Da, sunt tot ce vrei, cu pietre Swarovski, sunt tot ce vrei. Păi fost la magazin la Swarovski, zici. Am fost la Timișoara, acum, în urmă cu 3 luni. Doamna? Și era... 3 luni? Cam așa, și era sicriu cu pietre Swarovski acolo. O grămadă de mari. Și după ce am văzut... Septembrie. După aceea... Eu chiar am întrebat pe ea, zic dacă vreau din aur, o să și din aur. Dacă ai bani și te ține și din aur să duce. Deci două zile sicriu e aici. Dacă vrei aur, deci bine, nu tot sicriu din aur. Opulență există și pe lumea cealaltă, ca să zicem așa, între ghilimele. Bine că până la urmă familia alege, nu de ce dat-o că... Am auzit și acum că o făcut cu marmură, cu gresie, cu de toate și pare rău că nu a pus o cameră de filmat înăuntru. Eu o pus afară lumini din alea ce se încarcă de la soare, cu de toate, cu... Să pună cameră ca să ce? Ca să se mai uite ei. La ce să te uiți, mai am zis? Ți s-a schimbat modul de viață de când lucrezi în domeniul ăsta? Adică simți ceva schimba la tine? Nu știu, mai mănânci mâncarea pe care mâncai înainte? Bei vinul pe care îl bei înainte? Sau... Da, s-a schimbat. Înainte beam bere... Acum bei vin. Păi nu, face mai mult bani de multe ori. Să schimba, da. Și înainte eram plecat, adică înainte de dimineață până noaptea eram tot în servis. Veneai după masa noaptea, veneai acasă obosit, ba te mai suna să te duci la tractări. Și la tractări eram... Nici tractări nu mai faci? Nu. Tractările erau așa, ieșeai din casă, te suna poliția sau cine te suna, familia sau cine te suna, te duceai la o tractare, îl încărcai sus și ziceai, nu, unde trebuie dusă mașina? La Chișinău. Beton. Și plecai la Chișinău, plecai unde zicea creatul. Deci, tractările erau așa, dar erau obositoare. Să și făceau bani, dar erau obositoare. No, alea nu le mai fac. În ce sens ți s-a schimbat viața? Am mai mult timp, liber, acum. Deci în bine. În bine, da. Că mă gândeam că n-am... Nu, și acum, orice, deci dacă sunt plecat, sunt la Târgu Mureș, plecat cu familia,
la cumpărături sau ceva și intervine un caz, un decis sau ceva, sun și merge altă echipă, nu e nicio problemă. Merge fratele meu cu șoferul sau șoferul cu altcineva, deci se rezolvă. Deci nu rămâne cazul nerezolvat. Dar și de la distanță pot să-l fac. Dar la un serviciu, dacă era, te chema, hai să vezi că nu știu ce, că degeaba să trimite o poză, că nu-ți puteai să dai seama. Dacă ar fi să dai timp înapoi, să ai acum 18 ani, ce ai alege? Aș face un serviciu funerar așa cum trebuie. Poți să resuscitezi acesta, să-l faci așa cum trebuie? Adică... mai mult. Să faci mai... Poți? Da. Astăzi vorbind. Da. Adică da. Vezi undeva dus în viitor. Da. Da. Cum crezi că ar trebui să arate un serviciu funerar așa cum îl vezi tu? Știi că la început a fost greu să obișnuiești oamenii să își ducă decedați în capele. Da, foarte a fost tranziția aia, că se rămâne acasă. A lucrat acasă, o viață întreagă, a lucrat o viață întreagă, săracul, a construit casa asta. Nu, cum să-l meargă el din casa asta? Cum să-l duci acolo singur? Vai, să-l ieși acolo singur. Nu, bun, stai un pic, dar în mod bun, nu tot singur merge. După ce au venit, faza cu capelele a început un pic mai înainte decât a început pandemia. După ce a început chestia aia cu sacii. Vai, cum să-l pui în sac? Ei au rămas așa ca și cum din pandemie, că nici nu s-au putut îmbrăca, nici nu i-a îmbrăcat, nici nu nimic, ca pe câini i-a aruncat în sac. Într-adevăr, așa s-a dus. Și acum ei încă au rămas cu sacii aia. Să-i zici, da, venim, trimite-mă o echipă frumos acasă, că așa se lucrează noi, trimite-mă o echipă frumos acasă, vine, îl ridică într-un sac frumos, se duce la firmă, se spală, se aranjează, se barberește, se îmbracă, se face tanatopraxie după ce au venit actele de la... IML. Nu, după ce au venit actele de la medicul de familie, eu le scriu, le încarc și le trimit la DSP. Și DSP unde acceptul să se facă tanatopraxia, adică să se facă îmbălsămarea aia. Este timp. După aceea, frumos, veniți cu calm, alegeți un sicriu. Ce vă mai trebuie pentru mormântare? Care e procedura asta de tanatopraxie? Cum e? Cum se face? Tanatopraxia este... În câteva cuvinte mă interesează. Deci cum... Nu vreau să... Deci este o procedură în care se scoate sângele. Deci se scoate sângele pe niște căi care sunt în tanatopraxie. Se bagă niște substanțe biocide pentru păstrare. Mai sunt, să zic așa, accidente unde la față nu arată bine. Mai intervenim cu machiaj, se face machiaj. Este când se face masaj. Faci masaj la cap frumos pentru că... Pentru? La... o moarte, să zic, un stop cardio-respirator sau un infart, să zic așa, ca să înțeleagă toată lumea, atunci problema este că tot sângele se blochează în cap și după câteva ore începe să se negrească omul, se negrește la cap, din ce cauză? Capul e mai în jos decât corpul, decât bursa, să zic. Și întotdeauna, da. Așa e. Dacă te întinzi jos... Dacă te întinzi jos, o să vezi. Dacă stau așa lui. Da, burta este mai sus și atunci tot sângele sângele se trage în partea de jos a corpului. Gen spate, cap. În cap, cum zice ăla, în cap, sunt toate intersecțiile. Acolo se trage. Și atunci... Și un pic filozof așa, știi? Da. Dar pe filozofie. Filozofie funerară, așa. Da, de funerară, da. Atunci sunt niște dispozitive care se pun sub cap, se ridică capul. 5-6 feluri, îi ridici cum vrei tu și începi să... Este o cremă specială care se dă pe față, care moaie pielea, fața și începi să faci masaj de sus în jos. Și masajul faci cu mâna? Da, cu mâna, frumos. Practic, împingi, frumos. Da, împingi sângele să se ducă spre inimă. Și încetul cu încetul o să vezi că se albește, adică se albește, se înrușește, rămâne exact cum era el înainte. Și mai există modalități. Pentru gură, se închide gura, se coase gura. Coase? Da,
Este o modalitate de a cu asigura, care nu se vede. Fără să vadă? Da, fără să se vadă. Nașpa. Nu, nu. Păi, nașpa când îl vezi pe mort în sicriu, cu gura căscată și cu ochii deschiși. Nu-i nașpa. Nu, păi acum... Nu, dar când vezi unde... Și tu ai fi dat 15 milioane ca să meargă unul să da. Pune capacul, nu? Când vezi decedatul că e aranjat frumos, e altfel. Adică stai ultimele zi, clipe, să zic, stai cu drag acolo lângă sicriul ăla să... decât să stai la 10 metri mai cu mască și să te ții de nască, miroase, că îi pus capacul și... Dar bine, acum sunt sicriile astea care sunt cu frigider. Cu... Nu sunt sicrii cu frigider. Sau un capac frigorific, da, nu ăla, știu. Ăla un capac de... Deci, să vă explic cum e cu capacele. Capacele sunt doar de răcire. Deci îți răcește un corp la suprafață. Dar corpul începe din interior. Bacteriile și sângele din interior începe. Și când începe să pornească omor, cum vorba aia, cum începe să fiarbă, poți să... Începe să fiarbă. De, adică, nu, când o să-i dai pe nas, așa se zice, îi dă pe nas sânge, pe gură, pe una alta. Doamne, de ce l-am ghevat pe un mai doamne? Da, atunci poți să zici atunci că, da, mi-ai dat capac, i-am pus capac. Capacul nu te ajută cu nimica. Deci capacul chiar nu te ajută cu nimica. Florine, poți să spui că astăzi ai făcut o emisiune mortală. Da. Mordoară. Mordoară. Deci capacul nu te ajută. Capacul e... Eu la cine fac tanatopraxie, eu zic că capacul nu are nevoie. Un banc. Știi un banc? Nu cred. Nu. Știu bancul alea, bank, maimuța stă pe tancă. Nu, bine, dar zi-mi un banc din domeniul tău. Trebuie să fie un banc. În domeniul funerar? Nu știu. Hai, dar nu cred. Se rup. Serios, deci nu... Deci este uiți pe grup, auzi. Deci problema este la noi... Uite, domeniu... dacă ce doamna este uiți pe grup, te uiți pe grup, nu mai comentăm aici. În domeniul meu îți faci treaba cum trebuie și te duci acasă și te odinești. Nu bancuri și așa mai departe. Ma... Și vorbești pe grup, dacă ce doamna vorbești pe grup, păi dacă ce doamna de o vorbești... fișă, de un certificat, de ați mai întâmpinat problema aia, urechile să nu știu ce, ați mai întâmpinat... Ochii da, să, grupul cu cine e? Deja este un grup ASF, așa, care e o asociație funerară pe România. Suntem toți în grup acolo, toți. Cei autorizați. Dar ce sunt și inautorizați care fac pompe funebre? Sunt o grămadă. Pe bune? Da. Da. Deci servicii ieftine, lucru ieftin. Servicii bune... Mortumor, bă, de. Acum, ieftin sau scop... Nu-l mai e vii. Deci, uite aici, Răzvan. E viu. E viu. Îmi trebuia pe Răzvan dacă el a zis acum că serviciul nostru a fost bine făcute și a fost mulțumit. El nu a văzut partea la altărea dacă se depunea mort așa cum trebuia depus. Cum arăta? Deci nu trebuia să vadă lucrul ăla până la urmă. Deci el a văzut un lucru bun, lucru rău nu l-a văzut și nici nu o să-l vadă și nici nu știe. Nu poate povesti despre lucru ca nu l-a văzut. Până la urmă, durerea e foarte mare când pierzi pe cineva și mai ales când pierzi pe cineva drag. Păi, că și nu așa, aia ziceam eu, așa, durerea e mare. Nu, corect, ai dreptate. Adică să ți-l aduci aminte și eu am trecut, din păcate, prin pierdușul pe tata și știu cum e. Da, să ți-l aduci aminte așa cum era el când era bine, știi? Și la mine serviciile au fost, Doamne, îți mulțumim, de super calitate, dar nu înțeleg cum poți să faci să nu fii autorizat, pentru că până la urmă clientela vine la tine dacă ai mai făcut, adică vorbim de, nu știu, promovarea aia din gură în gură sau omul când ajunge la morgă, dă un telefon la cineva apropiat, ajută-mă, sau de la morgă probabil mai vin zi, contacte? Nu vin de la morgă, deci... Nu știu cum e. Dar eu zic că nu vin de la morgă contacte, pentru că deja când te duci la morgă, temele ți-s făcute. Deci tu când te duci la morgă... Cred că există deja... și morți inopinate, înțelegi? Nu te-ai gândit la nicio firmă de funerar, zici, bă, mă duc mâine să văd ce s-a întâmplat și te duci la morgă și zici, uite, nu m-am gândit nimic.
el atunci poate zice, uite, este aici. La asta mă refer. Deci da, este, nu că... Este aici listă, frumos, cu cei autorizați. Pe ranking, da, un exemplu, este ăsta, ăsta și ăsta. Alegeți din aia, care vrei tu? Este număr de telefon sau îți dau eu numărul la care l-ai ales tu? Și sun și se rezolvă, nu e nicio problemă. Deci, dai prea, prea puțin, la 100 de morți, poate prins 2. Bun, ziceam ca și ideea, adică cei neautorizați, cum una lumină cum au curajul să facă? Ce înseamnă să nu fie autorizat? Să faci la negru toată chestia asta? În primul rând, că nu poți să faci la negru, pentru că ție... Păi nu, pentru că ție statul îți dă niște bani, nu? Și îi dă firmei. Adică firma decontează banii respectivi. Da, hai să-ți povestesc, că sunt și, sunt și minciune aici. Deci, tu dai peste o firmă la negru, nu? Nu, boss, eu vreau să... Așa, nu eu, oricine, deci, vine la tine... Acum, în urmă cu o săptămână, cineva a vrut să dea cuponul de pensie, să se facă înmutare și avea nevoie de cash și a zis că nu se mai dă... De anul ăsta nu se mai dă... Deci au mințit pur și simplu familia că de anul ăsta nu se mai dă ajutor ca să prindă cash-ul. Da, ciudat. Că nu știu cum poți să profiți de cineva, mai ales în momentele respective, știi? Sunt. Și adevărul e că lumea e și vulnerabilă atunci. Sunt tot felul de, să nu zic, fiecare caz depinde cu cine îl faci, odată e aparte și depinde peste cine dai odată, a doua e aparte. Deci sunt cazuri și cazuri în care auzi, păi noi am făcut cu, nu știu cu cine, veni, ne-o țipați, scrie un casă, nu, descurcați-vă. Și i-ați plătit? Da, i-am plătit. I-am dat atât pentru avea. Și restul? Păi restul au zis că să ne descurcăm. Nu, la noi nu se face așa. Deci, la noi până în ultima clipă trebuie să iasă exact cum știi vorba aia, ce mie nu-mi place, altuia nu face. No, până zic eu că e bine, așa trebuie să iasă. Bun, hai să revenim. Cum vezi tu altceva în domeniul funerar? Ai zis că vrei altceva, dacă ar fi să dăm timpul înapoi. Da, sunt o grămadă de altceva, adică acel altceva, primul rând, ar trebui să fie toate cimitirile accesibile cu mașină. Să te duci frumos printre alee, să te duci cu mașină din aia frumoasă, de sticlă, deci cum sunt prin străinătate sau pe oriunde. Noi le-am adus și în România, dar sunt cimitiri unde nici nu poți intra. Nu intri cu 4x4. Acum, de când te primi numai prin oraș, te vadă vecinii și nu știu dacă te-ai adus o limuzină. Încă la noi, încă la noi mai sunt, să zic așa, dar până acum, 5 ani în urmă, nici la noi nu era. Și eu am o limuzină. Noi avem o limuzină aia lungă de sticlă. Este lungă. De doar la ieșirea din curte, că avem doar o șină pe care sculsează porta. Am agățat tobile, deci e foarte josă. Fiind lungă, e josă. Ok, păi rămâi la o cale ferată înspre Gurghiu, dacă rămâi. Dar nici nu am tu pe o să trec către Gurghiu cu mașina aia. Deci mașina acolo a rămas. Pe calea ferată, cum ori tu mașina? Nu. Ce faci? Duce trenul. Da, te duce trenul. Te duce trenul. Și așa că ai lua, ai investi o mașină în aia bună, dar să ai și cimitirile unde să mergi. Alte tipuri de aparaturi, alte tipuri. Sunt niște mese speciale, sunt niște mese care altfel lucrezi, care n-au spitalul la noi. Bun, dar nu te oprește nimeni să nu faci investiția asta, adică poți să o faci. Păi le facem în timp, o să le facem și alea. Dar dacă era, să zic, dacă cineva mi-ar pune acum un teanc de bani pe masă sau o grămadă de bani, o plasă de bani pe masă, să zic că nu, să văd ce investi în domeniul funerar. Știu eu ce să fac. Eu, de mi-ar pune și cineva mie o plasă de bani aici, mi-ar plăcea. Alții ar fugi la Las Vegas. Zici, unii, la Las Vegas? Nu, la Păcănele. Nu, mă, nici Păcănele, nici Las Vegas. Aici anii aș face mai mare. Ai schimbat masa. Da, aș schimba, ok, bună. Claudiu, pentru mine a fost o discuție macabră. Glumesc. Cum te privește lumea de când ai intrat în domeniul ăsta? Adică prietenii tăi? Tot eu rămân, deci și tot, tot, da, tot Claudiu a rămas, da, deci nu... Mă întreabă care...
Cum te privesc colegii copiilor, având în vedere că lucrezi în domeniul ăsta sau... Colegii copiilor nu... Sau, adică nu știu. Ei știu că faci, adică ca ansamblu funerar. No, noi facem serviciu funerar, dar nu știu interioarele ce faci, ce nu faci. Și prietenii și toți mă știu exact. Mă întreabă, bă, cum ai avut tupeu, cum ai sânge să lupti, cum... Deci, ți-am zis, la fiecare decedat în minte, prima te cunoști familia sau cine te-a chemat sau ce te-a chemat. Îți formezi un film în cap în care în acel film este decedat ăla de jos, înțelegi, care a fost o mamă, o tată. Vezi cât de iubit a fost, știi? Vezi cine a fost. Dacă nu a fost nimeni, a fost un amărât ăsta, atunci îți formezi un film de milă, de bă, bine că l-a luat Dumnezeu, că nu m-a se chinuia. Deci chiar nu m-a se chinuia. Deci fiecare are istoria lui. Fiecare are istoria și timpul lui, cum și acest episod are timpul lui. Timpul s-a cam terminat. Auzi, stai să mai zic și eu ceva, că acum și eu cunosc pe Claudiu de ceva timp. Păi tu l-ai adus. Eu l-am adus, da. Claudiu e un om foarte vesel și de viață și de chef. Adică dacă nu ți-ar spune, n-ai crede cu ce se ocupă. Nu, păi. Deci el acum știe, eu am copii, eu am doi băieți și o fetiță. Băieții cântă la instrumente muzicale. Și toată lumea mă întreabă, bă, ce te-ai aranjat, că cântă băieții. Zic, da, mă, până la ora 2 mormântări, la 2 cheifuri. Corect. Corect. Până la urmă... Da. Până la urmă... Viața merge mai departe, știi? Viața plângi. Până la 2, de la 2 poți să râzi, să jos, să... Ce vrei tu? Te vezi făcând altceva acum? Nu. Doamna dumneavoastră, tot în domeniu. Nu? Nu mă văd. Chiar nu mă văd. Deci... Când pui mâna pe un om cald așa, nu ai eu? Ba da, când pui mâna pe un om cald, mă uit așa, mă uit la... Deci știi cum... Când lucrez pe un decedat, sunt cam trei tipuri de unde poți să faci tanatopraxia. Și mă uit așa, ba la gâtului, ba la mâini cât e... Deci mă uit la el așa, îl studiez. Îl studiez. Deci dacă l-aș avea pe ăsta întins în față, cam așa i-aș face. Exact. Deci, mie mi-a făcut profilul psihologic, da, deja deci știe cum pag. Într-adevăr îl studiez. Adică mă uit la el așa și zic, bă... Eu am crezut că m-admiră, mă, dar mă studia. Deci... La tine este de lucru mult. Adică pierd timp mult, costă mai mulți bani. Vezi, cu mine devii bogat. Da? Mai lasă-mă un pic, te rog. Mai lasă, da, nu, da. Îți mulțumesc frumos pentru că ai participat la invitația lui Dobrater. Mulțumesc că m-ați invitat. Cu drag, mersi Răzvane că... Te pupă, Jean. Că te pupă, Jean, da? Jean de la Germania, prietenul nostru. Avem aici pe doamna, l-avem pe Dani, avem spectatori, că așa îi. Săptămâna viitoare o să fie iarăși un episod foarte fain. Încercăm să aducem oameni care fac altceva. Pentru că nu toată ziua stai de vorbă cu... un om care lucrează în pompe funebre. Nu. Asta e adevărul. Suntem rari. Mulțumesc Winebox pentru vinul de fiecare emisiune și mulțumesc Mezerule Benedict pentru că de astăzi o să fie alături de noi la fiecare ediție. Vă recomand să mergeți în magazine, să încercați mezerurile. Sunt absolut bestiale și toți aici suntem cu gura plină de apă. Toate cele bune, la revedere. Cei care n-au mâncat. Doamne ajută!